Dragi colegi liberali, o mantie grea a puterii este repusă pe umerii mei. Am scăpat cam o oră și un pic, am fost așa, mai liber. Urmează 2 ani de zile foarte grei pentru Partidul Național Liberal, pentru organizațiile noastre, pentru Tineretul Național Liberal, studenții liberali, Organizația Femeilor Liberale. Este o perioadă importantă pentru România. Trebuie să scăpăm țara de lăcusta portocalie. Trebuie să scăpăm țara de Traian Băsescu. Și o vom face. Pentru că nu este România lor, este România fiecăruia dintre noi. Nu este România pe care trebuie să o fure ei, este România în care trebuie să trăim noi. De aceea vă mulțumesc că sunteți alături de noi în acest război, în această luptă, așa cum scrie acolo, pentru că noi suntem în luptă cu puterea. Traian Băsescu și camarila lui trebuie să înțeleagă că pe aici nu se trece. Așa cum după primul război mondial, armata română a zis, pe aici nu se trece, așa spune și Tineretul Național Liberal și Partidul Național Liberal. Stop! Pe aici nu se trece. Noi, în 2012, le vom arăta ce înseamnă democrație, ce înseamnă victoria democrației, ce înseamnă victoria spiritului liber. În 2012, mafia portocalie va face 10 pași în spate și va dispărea pentru istoria României. Tineretul Național Liberal, Partidul Național Liberal își va prelua poziția bine meritată în fruntea României, în fruntea țării la care am ajutat să o realizăm. Acum vom pleca în coloană spre Piața Victoriei, mulțumită colegilor din organizații. Vă rog să ne organizăm cât mai bine, să avem ordinea județelor exact așa cum este ea dată de organizatori. Ne încolonăm afară, mitingul se va desfășura în Piața Victoriei, până acolo vom merge în coloană. Vreau să simțiți ceea ce simt și eu în aceste momente în care arătăm încă o dată că cineva luptă cu puterea în această țară. Și aceia suntem noi, Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc mult de tot! Dragi prieteni, îi mulțumesc lui Florin în numele echipei care pentru o oră a gustat din nou un congres extraordinar, așa cum a fost și pe vremea noastră. În numele acestei echipe a lui Loredana, a lui Cristi, a Ramonei și a lui Ingrid și în numele colegilor seniori, după cum tradiția deja a consacrat, înmânăm domnului președinte, noului președinte ales al TNL, 2 cărți. Acești 2 ani care au trecut au fost ani de pace, cu lupte, cu pregătire pentru luptă. De aceea domnului președinte Alexei a fost înmânat acum 2 ani de zile volumul Diplomația de Kissinger. Acum domnului Alexei se înmânează simbolic pentru întregul TNL Arta Războiului de Sun Tzu și nobila Arta Războiului de către Sun Bin, discipolul acestuia. Pentru tot TNL-ul trebuie să învingem. Felicitări, Florin! Îi mulțumesc lui Cristi pentru cadou. Acum 2 ani, într-adevăr, am primit Diplomația lui Kissinger, o carte destul de groasă. Cam la fel de groasă ca istoria Tineretului Național Liberal. Le-am citit pe amândouă. Și de altfel și Arta Războiului al Sun Tzu am citit-o și o să o recitesc. N-am citit, în schimb, Cartea Discipolului.
și cred că e foarte important să vedem ce a urmat după arta războiului. Și sunt convins că Partidul Național Liberal știe ce urmează după arta războiului și ce urmează după război. Am arătat-o de atâtea ori atunci când am guvernat România și am guvernat-o extraordinar de bine. Dragi colegi, mâine dimineață la 10, noul birou ales este pe poziții. În aviatorilor 86 ne veți găsi. Toți colegii aleși și cei care n-au fost aleși îi invităm alături de noi la ședința, la prima ședință de birou. Calendarul de activități, deja avem o propunere, așa că nu o să vă plictisiți și vă invit să fiți la fel de voinici, la fel de puternici și la fel de implicați în ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal și Tineretul Național Liberal. Vă mulțumesc și haideți să fim în luptă cu puterea la Palatul Victoria! Doamne ajută!